Bună, bună! Ce faceți? Bună, Alexandra. Mulțumesc pentru aprecieri. Mulțumesc. Bună, Mihaela. Uite, fac zarzavat pentru iarnă. Bună. Zarzavat pentru iarnă. Tu ce faci, mami? Stai, nu mă stai. Păi de ce nu mă stai? Mulțumesc pentru ceea ce ai plăcut.
Bună, Larisa, ați rezervat pentru iarnă. Mulțumesc, Larisa, și eu am mai făcut, dar mai fac, că am din ce. Nu, ne trebuie mulți, că noi suntem mulți. Hei, bună, Marie! Ce faci? Am intrat. Unde ai intrat? Ah, ok, pe live. Salut! Bună, fac zarzavat pentru ea. Voi ce faceți, fetelor? Cochetelor? Bună, Marie, bună! Păi da, mi-a închis live-ul celălalt Cătălina, pentru că am pus-o pe fata aia, fată, femeie, ce a dispărut. Și mi-a făcut raport și mi-a închis. Da, Cătălina. Păi ăștia, internauți ăștia. Salut de la Târgu Mureș. Nu fac de mâncare, fac zarzavat pentru iarnă, Cătălina. Salut de la Târgu Mureș, Mari. Păi una de la Târgu Mureș și căutată general. O șefă de tură ca și alaltă. Zarzavat pentru iarnă. Plâng copiii după ea. Da, mi-a închis live-ul, nu mi-a închis contul. Până mâine. M-a făcut raport.
De ce, Mari? Ha? Ia zi, de ce? S-au supărat ăștia de la TikTok pe tine. Stai, babi, aici de la pânge, mami, uite. Pânge, mami, de la ceapă. Pânge-mă. De aia mă dor ochii de la ceapă. Da, să și mă, să mă. Nu fac mâncare la Raluca, fac zarzavat pentru iarnă. Și să știți că în live cu contul celălalt de impresarii, dar mergeți acolo sau pe canalul nostru de YouTube, Cristian Farcaș, găsiți videoclipul cu fata din Târgu Mureș care a dispărut. Dacă o vedeți, sunați la 112. Plânge copiii după ea. Și mai multe chestii. Ai, ce pișcă ceapa. Acum chiar că plâng, cum ziceau unii pe TikTok. Mulțumesc pentru apreciere. Am făcut și live pe contul celălalt, familia impresarii cu fata dispărută, femeie, adică dispărută, o femeie din Târgu Mureș, cu doi copii mici. Povestea e lungă, din câte se știe, ar fi prin gherla, a văzut-o cineva, cu șurubel și șurubica mari. Acum nu știu, o caută toată lumea, o caută familia, o caută poliția. E dată în urmărire generală, o găsesc pe site-ul poliției din Târgu Mureș. Ai de capul meu, ce pișcă! Mulțumesc pentru distribuire, Dima. O găsesc și pe canalul nostru de YouTube, Cristian Farcaș. O găsesc și pe site-ul poliției din Târgu Mureș. Dacă sunt aici persoane de prin gherla, nu plânge că nu te dau, ba, eu cred că voi mă dați. De-aia plâng.
Aici e mama lui Șurubel și Șurubica, dar aia aici, și a ta. Deci că râzi în loc să-ți pară bine. Aici, aici, uite, aici e prezentă. Mâna, au zis. Mâna, scuze, Mari. Și m-am înțeles tot, mama, că au zis că ești prezentă. Scuze, Mari. Mai facem și gafe din astea. Nu vreau, mă, nu vreau. Hai și ajută-mă. Alorli, mână, alorli, Maria, lui Șurubel și Șurubica. Dacă ea a făcut așa, o trebuie să facă și altă femeie, înțelegi? Ți la nie, păi să-ți treacă la nie. Păi ăsta cu porumbelul parcă te-a mai blocat odată. Bună seara, de la Târgu Mureș. Și dai foc după aia, așa-i, Mari? Mariu, venit în forță în seara asta. Venit cu forțe proaspete. Zarzavat pentru iarnă. Mulțumesc pentru aprecieri. De ce, Mari? A, nu, că dacă pleci, nu mai faci normal. Dacă e nevoie, fac mari, de ce nu? Bună. Bună seara, Zarzavat pentru iarnă.
Uite, Cornelia zice că fata aceea, Kingo, este mătușa ei care a dispărut. Da, da, de, merg mai încolo. Pune într-un bol, nu pe plită. Din Târgu Mureș. Da. Treizeci și doi, mare. Stai toată să curețe. Vrei să mânci tot cu cojă? Ai răbdare. Tai în jumate. Ce-a pățit Alexandra Alina, că n-am văzut. Stai că-ți dau acum. Trebuie să văd dacă mă mai percep. Uite că te-am invitat. Păi de nu mi-accepti invitația. Să vezi numai ce bătaie îți dau. Ce lucruri, fă? Tai zarzavat. Așa, da. Tu ce lucruri? Eu nu lucru nică, eu nu lucru noaptea, eu lucru ziua. Dacă o fugi de ea de acasă de bunăvoie. O fugit. De bunăvoie, dar o lăsa copiii. Altul. Nu tai mai repede că fac gălăgie și scol bebelușul. Și apoi după aia nu mai tai deloc. Dacă ai vreme până dimineață. Mai tai și mâine seară dacă nu. Apoi poți să știi că eu așa fac. Fiecare seară câte un pic. Aseară mi-am pus ardei la... De eu am pus. Uite, Mare, uite, dar uite că în cauza aia se poate face și pușcărie. Că a uitat prea cu totul. Aoleo, am o ceapă, așa mă pișcă. Ce vrei să stai, ieși-le? Să stai în becurile astea, că le mergai și niște la de deman. Am revenit, te-am părăsit. Am văzut că ne-ai părăsit. Da, Mare, și furt. Mai multe treburi legate de o la altă. Tu da, lasă că ea trebuie rămâne. Nu, ce trebuie să faci? Bună, Ana Breda. Dacă atât o dus o mingea? Cam așa ceva. Bucurie. O fi de de alt șurub.
Păi cu asemenea persoane, Cornelia. O făcut și ea, ce-a făcut și Gianina aceea, să nu fie mai specială. Tu ăștia zici că să mă lipsesc, tu. Bună. Da, Cornelia, dar să pleci așa fără să mă interesează, adică deloc de nici. Mă, vedeți că-s bine, nu-s vie, nu-s moartă. Sau, mă rog, ceva acolo. Așa, așa, Mari, fă treabă. Tu ce ești plătit aici? Vimă la ea. Păi nu ziceam Cornelia, au făcut și ea ce a făcut și Gianina. Că, na. Acum sunt acolo, fac trotuarul împreună. Trag pe nas. Ce mai contează copiii? Ce să știu de ea? O fugit din Timișoara înapoi în Gherlaș? Cunoște pe Gianina, o cunoște. Aia. Păi cum să nu o cunoască dacă acolo sunt împreună? Poftă bună, Ana Maria. Păi, acum poate ai înțeles și tu, Cornelia. De ce e în stare frate meu și cu sorme? Mi lasă un pic. Să ferească Dumnezeu. Cine trage copiii că ei au doar un... Are un copil, din câte am înțeles, te armititel. Ce, mami? Zic, are un copil mai niculut, din câte am înțeles. Da, un băiat și un fată. Cât copii are Cornelia? Doi sau trei? Știu că are doi mici, o fată de 12 ani și o băiat de, nu știu. Care? Care asta? Marș, auzi, ai zburat, te-ai dus. Mare. La mare. Cu tine. Te trimite mare. Te trimite mare acolo la mare, că e aproape de mare, uite.
Auziți? Uite, sotor menea apărarea. Pune-l aici, că... Intră în război. Da, cred că Cornelia. Stai liniștită, că imediat își fac altul și intră ea și scrie ceva. Stai calmă. Nu durează mult, Cornelia. Și intră aici și comentează. Scoatele mari afară. Cine faci că mare? Unde e prințesa, mădă? Aici Nina se joacă pe jos. Pe gresie. Om velit o minge în prosop. Bine, Cătălină, stai curând de mult. Și tot o fofolește acolo ca pe un bebeluș. Zici că e din ăla, patinoar la minim, Cătălină. Bună, fac zarzavar. Eu dispun de acasă cu ea. Cine te-o sună? Omul ăla? Și nu poate să nu știe ce te dai. Dar ce poți să rezolvi? Da, Cornelia, mă găsești pe Facebook, familia Madalina Cristian. Bă, am băgat Cornelia. Am vorbit și cu soțul doamnei și cu cumnata ei. Sau... Atâta lume m-a sunat azi că m-a zăpăcit de cap. Și cu poliția și cu tot. Femeia asta neam cu ea, mă dă. Ce ești cu ea, ca Cornelia? Ea se poliție, nu caute, nu? Păi da. Nu fac eu. Auzi că e mătușa ei. Mătușa ei, dar... Nu vorbește cu ea. Nu spui ce e poate, dacă face lucruri din ele, abandonează copiii, copiii după ea, se fie rușine. Pe aia zice toată lumea. Avea soț? Bat? Avea, că eu am vorbit dar cu el. Dar acum el m-a sunat. Acum eu vorbi soțul cu el, o suna iară, că plâng copiii. Apoi noi ce putem să facem? Trebuie fi o femeie, se fie rușine dacă face lucruri din ele. Să abandonează copiii și nata și fură de acasă lucruri și pe mai pe alt bărbați. Eu nu merg după șurubă. Îi trebuie șurubul, lucru. Unde de față? Ai nimic, Cătălin. Acum o mai corupt o fată de și-o lăsa copiii, nu vezi? Nu vei, mă rog. Ai femeie, nu mă. Câți ani au scare? 32. 32 de ani. La 32 de ani, femeie... Ce poți să zici? A să poate numi femeie că asta abandonează copiii. Dar mama lor unde-i? Mama cui, Maria? Alu copii? Asta e discuția, că e dispărută. O dat-o poliția la dispărut. Păi da, care o vede. Care o vede, că sunteți din zona Gherlei, de acolo, din câte se aude, ar fi, cu șurubel și șurubica. Da, Mari. Anunțați autoritățile. Păi aia se pune băga la 1-2, că sunt la 1-2, dar nu sunt din baza de dată. Să duce la comă. Domnule, am văzut-o pe cutare. Să duce la se deplasează echipaj, că ai datoria poliției, nu? Păi da. Dacă putem să la finisele, să ajungem și mai cunoscut, să poată să vadă oameni și facem beneficii, dacă merg la copii, o femeie abonează copiii după zi, în casă și să duce în ură, nu mai poți să numești femeie. Mulțumesc pe ce...
Da, dar putea să dai un telefon acasă să zic că nu mai viu sau bine, n-am murit. Nu mai pune nici. Nu o păți nimic, Alexandra, pentru că a fost văzută în Gherla, doar că nu s-a știut până astăzi că e dată în urmărire generală. Ai băgat pe site-ul poliției. E băgat pe site-ul poliției la Târgu Mureș, nu păți nimic. Deci e undeva în Gherla, doar că nu se știe unde. Copiii plâng după el. Ce poți să faci la copiii ăla? Și cu ce putem face? Noi nu putem face nimic. Putem, că distribuiți mai departe, poate mai vă vede, nu sunt la poliție. Da. Și atunci să schidi el, nu? Aia să poate face. Mulțumesc pentru apreciere. Bună, Nicoleta. Am văzut, mi-au căzut netul. Mi-a apărut cu bulină roșie. Mi-a dat ăștia bulină roșie. O murit, în șurub. La fratele. O înviat. Au scumpiat. I-a introdus șurubul. Bă, poate nu m-a putut la șurubul șurubul, de asta. Da. Serios, serios, nu au murit, manco, a fost un teatru de-a lor. Ca să nu-i mai găsească poliția, dar... Nu le-au ieșit cărțile, cum au urmărut ei. Atunci când au zis că au murit, au fugit din Gherla în Timișoara și când au înviat, au fugit din Timișoara înapoi în Gherla. Bă, dar fugi în Timișoara, știi ce nu mai putut să facă acolo? Păi mă, o zis colegul ăla lor că stătea într-o casă fără uși și fără geamul. Da. Că stau în apartament de lucru. Au condiții. Furau curent. Acolo chiar că aveau curent. De ce nu au stat acolo? Fără geamul și fără uși. Dar de să-ți dau o explicație, că nu înțeleg. Acolo să ții o zonă. Să iei în ieși la centură. Candeu. Să băteau alea. O murit în șurubă, o scumă, zice. Călăcean Radu. Bă, dar tu ai aceeași poză ca și mami și eu vă încurc. Dacă nu citesc numele, eu cred că tădea. Ești la coșa acolo. Fă bine și citește. Apoi atâta citit am citit destul când am fost la școală. E sora ta, aia dispărută, nu-i sora mea. Și sora mea e dispărută, da. Cu tot cu doamna. Hai și te bagă la încărcat, pe 1000 încărcat. Stai și îngheață gara. Au că te bagă la încărcat, mami. Tă vere, o bagă la încărcat. Auzi că te bagă la încărcat. Aveau curent gratis acolo, să plătească. Auzi că aveau curent gratis acolo, păi da, nu? Dacă nu au ce să mă gândesc. Păi da, ia. Stai, mă, că viu acolo. Morcovi, ardei, roșii, ceapă, de toate. Eu nu pui ceapă în ele, tu. Ba, eu pun. Leo, le videz și le bag la congelator pentru supă. Apa, aia e altă mâncare de pești. Apa, așa. Nu pun la bocan, așa, dar legume, așa, pentru ciorbe. Ai, mă iubi, nu gustea de los, apoi că pișcă. Și dacă pișcă, eu nu pun o mâncare. Da, miroase ceva așa. Așa miroase de dosare. De toate.
Dar tu ce tu mai ai în loc? Tu știi cum stai? Auzi, eu nu mai au loc. Dați-vă mai încolo, faceți loc la oameni. Acum aici pe live, faceți-vă, faceți loc. Aici vă faceți urmă. Eu bagă. Eu bagă. Auzi că eu bagă. Ce? A fost dragul meu, Da, Radu, mai fi nimic, că gata. Radu, intra pe silențios. Da, uite, vezi, deja nu mai este cu ce-o vrut să scrie? Cât o luat pe scurtat. Își permit tu că-s vecin. Bravo, e Delia. Da, am vorbit pe Messenger. Hmm? Auzi, Radu, vezi să nu ți-ai gardul la vecina. Cătălina, ai grijă ce faci, Cătălina. Nu chiar atât de aproape să poată sări tu. Vezi, Radule, că e acolo mami și e parul. Ai grijă. Ioi, să-i fie de bine, mare. A mei se joacă la ora asta, habar n-au. Bun înger și demon. Legume pentru iarnă. Bună, Lami, bună. Mulțumesc, Rosio, pentru distribuire. Pentru ce ciudă așa să fi siropul? Că n-am înțeles. Cine a trimis solicitare? Nu știu, nu știu. Johnke Franske. Nu cunoaște. Ai, de capul nu știu. Nu știu ce-a făcut mami. O mico. Aici. Gagico, unde ești? Ai pățit, ai adormit? Unde ai fost plecată? V-a dus și eu. Îmi adorm copilul.
Dragul copil. Ăla mare, mare? Nu, ăla la alt. Aia de la mare. Da, am făcut la mie, am reușit. Salută pe mămica din partea mea. Aici, mersi, salut. Să-i dai țiții să nu plângă, auzi? Las, Cătălină, că-i dau tot ce-i trebuie. Da, și eu la mica am vitamina C, Cătălină. Eu am fost și am scos un sac de medicamente. Toți au făcut roșu în gât. Și apă ne-o dat la rețete și la medicamente. De tăche națile și de tăche felurile. De s-o spărea farmacista. A fost că trebuia să-mi duc un sac. Ce faci, Mihaela? Mihaela. Că bine faci. Citește corect. Te-am dat la școală. Uite, Radu, e acolo, spionează. El are treabă cu Cătălina, nu-i pace. Da, și la ăștia am văzut. Ți-am spus eu că sare gardul. Ai grijă. Lasă, pregătește parul. Auzi, căcată, mi somn. Du-te, căta, dai-o tu de țuță să dormă. Da, da, Radu e cel mare, nu-i mai trebuie țiții. Ești aici de... Tu ești rolul principal, amu. Tu ești rolul principal. Nu te teme, Cătălină, că nu o lasă, că așa o grijește. Lasă-mă, lasă, Cătălină, că cat altul. Nu auzi. Îmi promos de la Giorina unul, că ea are destui. Au. Auzi că nu stau. Bine, tu, ea nu vorbea cu tine. Din cauza la somn, Radule. Ai auzit, băiatul? Tare concentrat acolo, de-i pace. Nu spui, Cătălină, doar de-aia l-au luat.
Nu l-a luat să-l țin în vitrină de bibelou. Na, Cătălină. Auzi că... Când îi culezi, mă, bine, când e gata să o contactezi. Când e gata de culezi, contactează-mă. Contactează-mă, Cătălină, nu m-am încertat cu socrătorul, nu știu, Zoiu, cum ne-am înțelege. Auzi că tu mergi la ea, nu la socrul său. Aia? Eu. Nu știu să-ți raducă pe el, nu-l cheamă. Ia, Cătălină, pe cum vine aia, pe el nu-l cheamă. Dar vezi că e însurat. Nu știu cine e ăla. Bune și amândoi. E frică, Drut? O pus afară? Vă la gagici? A, pe ăsta când merg afară nu mă vine câte oră. A, pe eu știu. Știu, Cătălină. Îmi dau să îmi imaginez ce se întâmplă. Fac ședință de parlament. Da, da, așa e, Mari. Să vede că-s dintr-o sat, cătă. Aici al satul ăsta și-o rup dracu capul. Auzi. No, încă asta n-am auzut-o. Așa-i, da. Vrei tu, din câți oameni aici, numai eu cu tine și cu Cătălina și cu Mari suntem. Restul de la Interpol. Pe Radu nu mai pui că ăsta... Băi, ăștia cu radarile. Deci tu unde e. Las că ești dacă tu ești dacă nu trebuie. Găsește el subiecte pe acolo. Treabă cu el. Bine zici, Cătălină. Nu. Să știe. Aia da. Auzi că are TikTok. Auzi că-l scoate pe ei la licitație, Mari. Eu bag seama, Mari, tu vrei să te îmbogățești. Hai, facem o pauză. Ce, Radu, ai obosit? Eu zic că face pauză. Dacă nu s-a uitat pe telefon și a stat 5 minute, dorme. Și bun de gură. Aoleo, cui, Cătălina, cui îl dai? La Mari? Să ne-l dai mie numai o săptămână. Vai, tu, femeilor, tu. Thank you.
iubire. Nu ai zis că cheanul albastru de frigider. Ăla mă are 20 de euro. Mare, dacă ți-am sigur. No, lasă-o în Franța. Du-te. Bine că l-aș. S-a întrerupt. Ia, 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 nu, no, aș mai tăia, dar nu mai am. Și nimeni nici nu mai trebuie. Nu la omul flământă pita în gând. Da, mi-e, nu fi să merg în grădină pe morcovi. Eba, nu. Dar ți-aduc la mine. A, păi am și eu destul, n-are cine-i scoate. Nu se mergi mult la tine. Nu, că e car de acolo, 100 de kilometri. Și de ajutare ai? Eu, da. Cătălina, cred că nu mi s-o. Mă, vezi că te aud? N-ai ce să mă aud, mă. Cum nu, dacă aud, cum n-aud? Mai faci tu câte o mică greșeală, am iartă-l. O, domne! Nici tu ce face cu pana la. Da, da, vorbește în șapte. Nu pot vorbi tare, că mă uie Cătălina. Mă uie Cătălina, bă, dacă vorbesc tare. Aha. Să uită la pală vasă. Ce-ți miroasă? Să uită la pală vasă pe un TikTok cum o vârteai acolo și făceai părul, că s-a îmbătat de cap săraca. De ce, Mari? De ce?
Hai, Cătălina. Pe cine, Cătălina? Aoleu. E voi astea mai tinere. Da, știu că tu tare bătrână ești. Amu. Dar tu ai cai la bicicletă, nu are. Toată lumea doarme liniște și pace. Tăceți. Tăceți că vă dau un morcov dacă tăceți. Nu, Tom, că Nicor intra mai multe aici să scrie, să afle niște știri nori în seara asta, pe așa. Cu două persoane, nu... Dor, câtă lume de el. Doamne. Uite, după șocam toate colegii. Ha? Dacă eu trebuie șocam din altă. Păi ce trebuie să pune de acasă să fugă toată șocam? Să-și vrea să copii abandonați. Păi, eu și ce? De la Celina Morcu are nevoie, are, are. Eu femeie din așa, și aș face cu el, se rogă cu el, băgă în cariera, cu câte un barul să mână de ta. O spargă la piatră, băi, și ne-ar sărit o cam din cap. Ce-ar face cu el? Așa, așa, Mari, mai apasă și tu acolo. Poate sudează Marian și va Cătălina. Impresa asta. Că apare de pe camere, știi? Îmi vin notificări de pe camere, scrie-mi. Ele sună așa. Da, vibrează bine telefonul, cum îmi trimite de capturi de mine. Mai intră muță și câini în curte, așa, îi face poză și îmi trimite. Bine, Mari, dacă tot s-a dus de la bărbatul ăla, de ce nu lași copiii cu ea? Că cu a avut un băiat de 5 ani și o fată de 12 ani. Da, păi acum unde s-a ajutut și s-a ajutunată, s-a ajutat, s-a ajutat, s-a ajutat, doamne, iartă-mă, dar pe eu ce pot să-i fac? Dar și nu s-a dus copiii cu ea, dacă era sa femeie, nu era copii. Dacă tu nu șocam, șocam, nu? Nu aveți nevoie de pisici. Vând pisicile la vici. Să nu mai umble la mine prin curte. Să nu au un motiv de oricum de asta. Poate și are un motiv. Treaba lor, mă, iubesc, că pe mine mă interesează. Nici pe mine mă interesează, dar o femeie care își abandonează copiii și plânge copiii după ea, înseamnă că e o femeie. Și ce mai făcut copiii să-și bată lui ei? Nu? Ce? Ce poți să-și
sau femeia mea care nu s-a bată, nu așa, la noi, așa, copii. Hai, are nimic. Da, o să-mi bagă. Vă fac o tură de gălăgie, am ce să vă fac. Aia drângă-ne. Iar îl sună, va! Da, da. Nu, mari, că nici nu tot sună în combine. Nicu nu-și înșală iubita lui. Iubita lui sfântă. Tăceți. Ca iubita lui nu-i niciuna tu. Ce te vorbiți? Mai are o frate. A făcut școală și cola deja. No, bine. Așa, l-au țigat zarzavaturile. Tu care ne-ai furat bricheta, zici drept. Eu nu. Eu zici că dispare câteodată, intră în pământ. Dai tu. Am și eu, numai nu-s la locul lor. Dacă mă dau să caut, intră-te în buzunarele, am câte o brichetă. Am crezut că mie. Dai foc. Să știi că eu asta am zis de la început, Mari. Stați liniștite, că nu-i drept, că îl omoară fratisul. Mm-hmm. Da, da. Dar eu ia și pe aia, ce? Pe musai să stai și cu ăla, la alții de păpușii. Da, Mari, chiar am zis că te iubi. Eu vreo două zile. În garaj. Cătălina. Mă duc afară. În garaj am loc de fumat, că nu fumez în casă. Da, da, am îngață caloții. O adormire aducă, nu-mi aud gura. S-a mutat în camera dincolo.
Să plictisești, că nu poți sta mult. Să se uite. Să uită pe TikTok. Care? No, nu mai scrieți nimic, fratilor, și-ați pățit. Schimbi desenile la fată? A meu dorme, Mari. Cum e dorme el la care? E obosit. Nu știu. Chiar nu știu, că el era la care dormea la 12, la 1, la 2. Când îi toca lui. Mecanică. A ta nu dorme. Învidez legumele și așa. Așa, mulțumesc. Mulțumesc, Cătălina, pentru aprecieri. Și așa, fixă. Țap, 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 țap. Gata, stigara, să duce în casă, că te blochezi. Mă duc, că mi-am gătat-o. Pa, mă duc în casă. O, stai că am strâns becul la omul meu lansat pentru iare. Nu stai așa, acum îi scoriu efectul ăsta de aici. Așa, am reușit. Ce-i dai, Cătălina? Țâță? Tică, cât timp are? Vai de mine, Cătălina. Oh, duci la grădiniță, te duci cu ea și dai tâță. Lac, așa trebuie. Da, tu. În care giune? Ui la mari ceri. Normal că mănâncă.
De mai bună. Am blocus cu scaunul după Țiții. Imediat i-ai bătaie, Mari. Păi tu unde i-ai pus Țiții? De nu ajunge prințesa. Mulțumim, Mari, seara minunată. Da, Cătălina. Dai sticluță. Apoi acum, nu, Mari, ce facem? Și am eu suge cu sticluța, dar am încercat să-l dezvăț, dar mi-a fost milă de el, că am văzut cum ce are și i-am dat înapoi. Am eu suge doar dintr-o singură sticluță. M-am dus și am cumpărat altă sticluță și au zis că o aruncat-o, nici nu vrea să o ia în mână. O împinge, zice că-i că. O trebuie să mă duc la farmacie să caut exact sticluță din aia cum o avut, ca să o iei. La aproape 17 ani. Auzi că la 10 ani. Mare. Păi fata e mare. Cât de mare e? Are 4 ani. Janina are 21. Dar nu o fi de măritat. Da. O crezut că vă încurcați în vorbe. Da, da, da. Bună. A, păi cea mare ziceam care semăna cu ea. Nu înțeleg ce vrei să zici. Are doar o singură fată. De 4 ani. Bine, mami, dar mai încet. Păi, doamne, bebe. Păi Izabela nu e a lui Gianina. Izabela e aproape de dată cu Gianina, doamne, iartă. Un an menică ca Gianina. Seamănă, dar nu răsare. Una e neagră și una e albă, Junior răsări. Da. Izabela are 20 de ani, Gianina are 21. O făcut-o la un an? Ce tu da să auzi? Da, Mari. Te lăs să mă pui eu să mă culcă dimineața mult la lucru. Vai de mine. No, pun ce te culcă. Spor la treabă dimineață. Mi-a luat o lucrare că întreb bani. Ai de mine. Vreau tu ai făcut cum am făcut eu. Ce să pui, silicon?
Silicone. Tu să spui silicone. Eu, eu. Unde spui silicone? Pune la Radu silicone. Radu, uite-le. T-ai făcut cum am făcut eu de clipul ăla pe TikTok. Unde mă duc, Cătălină? Mă duc eu undeva. Găsește-i. Să-și pună silicone, n-auzi? Oriunde să iasă bani. Lasă-mi te jude la Daniel. Păi ei, ei la Gianina. Ce să iei, silicone? La bureți. Nu la bureți. Nu merg la bureți. Gata, nu mă mai duc. Eu odată mă duc și bine. În fiecare zi. Îmi lene și îmi pisesc. Mere numai când are poftă. După aia gata. Auzi că așa ei au fost. Amusând. Unde au fost? L-a pus la silicone? Da, uite, asta mă lasă sub. Păi, dar au zis, Cătălina, că tu ai zis că mergi să spui silicone. Și auzi că așa ei au fost. După ciuperi tu și după bureți. Păi dacă așa o s-o prezentat aici. Asta așa am făcut-o, Cătălină, e singurul copil care seamănă cu mine. Auzi. Nici că numai pe ea am făcut-o, pe ea l-alți am cumpărat din piață. Am ăsta la altul memnic. Mă treabă Radu că și Edu-i așa, ăsta e memnic. La memnic stai să crească. Stai mic și trebuie pe mine. Aba nu ți-o pune, mă. Culcă-te, bă, că-i noapte. Auzi că culcă-te, că-i noapte. Dar m-am auzit. Culcă-te, că vine și mă luăm banul. S-a mână la măsa, că așa fost și tațu. N-au, Cătălină. Tațu tare cu minte a fost. Stai să mai crească un pic și ăsta. Umblă, umblă, șoloban, nu pune capul pe rinițe mari. Codruț pune capul pe perniță și hănanii că vine șolobanul. Mulțumesc, Tonia! Are, măcar are ajutoare, are pe cine să pună să căpălească în grădină. O, tătă săptămână am adus și câte una, să o văd. Auzi, tătă săptămână, să-și aleagă care îi place. Să-și aleagă care îi place, auzi. Șurubele. Ca e vorba. Casa de copii au crescut. De atunci ai stat la telefon? Nu, nu. Păi ea tu are
ea nu doar că a fost de copii, ești un alt acasă, dar că sunt copii, ce știa așa dragoste de mamă? Auzi că cicaia au crescut la casa de copii. Cum? Aia, King, aia, au crescut la casa de copii. Da, dar eu știu. Ah, eu n-am știut. Au crescut pe la casa de copii. De ce dragoste să aibă de copii, dar au crescut la casa de copii? Ce știe și a dragoste să aibă un copil? Păi din contra, că trebuie să aibă un dragoste, nu? Auzi că trebuie să aibă grijă să nu fie cu burta la gură. Lasă Cătălina să vie, să cresc și eu copii, numai Mădălina să crească. Lasă că te aduce Geana de la... Să vezi cum o umbla cu căruțul pe copil lângă tine, cu Radu de mână. A zis, dă-te Cătălina că n-am frâne la căruț. Care e la formula 1 de când? Auzi, mă iubi, ce discuție a fost aici. N-ai fost pe fază. Mami a zis că mâine mere să-și pui siliconii. Că mâine faci un bal și ea. Bă, eu am două tuburi de silicone. Și Cătălina a zis că și bărbatul ei a fost. Nu, și-o băga silicone? Bă, eu am două tuburi. Am patru tuburi. Auziți, vă dorează, iubi, are patru tuburi de silicone. Și transparente, tot. Nu se văd. Da, Cătălina, eu nu-i plimb cu căruțul, că eu îmi pui lada la căruță și pui pe tăți acolo ladă. Iau cu mine, îi duc în sat. No, Cătălină. Mamă, cred că așa umblă ea ca la Formula 1. Și ea are patru, auzi. No, uite, tu patru, Cătălina patru. Care vreți silicone? Eu. Faci eschetă. La Radu-i trei, auzi. Auzi. Dar auzi, că numai două. Numai două, îi trei. Auzi că la Radu îi dai din gips. Mai putut camerile tale încă urât fac. Ce să fac? Și pe mine mă nervează mai ales noaptea câteodată. Uite ce siliconul. Uite, l-o. Uite, vezi? Sunt transparent siliconul, uite, te poți uita prin el, vezi? E bun, Radu! Bun, Radu! Ce bun așa aia, Cătălină! Radu, bă, din ala pentru șurubul mai mare trebuie să-ți iei un silicon. Vitamine la gâzi. Vreți că să fac acea reclamă acolo, că se crească șurubul mai mare. Aaa, mune-am dat seama că tăși ai zis. Pe alea și l-a luat el destul. Tu ai scos notificările, eu nu le scot că mă mai duc de acasă și na, să n-am un safur nepoftit. Radu, cam eu lăsat-o la gardian. De la camere. Nu. Mario a zis că ea le-a scos că o enervează. Yo, du-te, vezi ce-i cu războiul ăla acolo. Am un san, dar ești chiar să gata de ea, Cătălină. Ce să facă cu ea? Liza Sopon nu-i bună, că e slabă. Liza Sopon nu-i bună. A, păi eu nu mai tot intru să le activez, să le dezactivez, așa să stea ei. Vezi tu când dau drumul la alarmă. Vezi tu când dau drumul la alarmă, Mari, vine poliția din comună. Mai e locale? Nu știu. Cătălina, aia a fost atunci. Ce trebuie la asta? Îi trebuie și ei ceva. Se-l vadă de treaba
Să nu ies groape multe. Au că la noi au început ăștia cu furatul că vin sărbătorile, no? Aia da. Da? Spune... Știu că te-au spus, tu ce crezi că eu l-am luat în primire așa, fără cărțile, dar și pe față. Oricum ăsta un pic și gata. Da, eu dat drumul, eu venit de aia pe live-ul ăla, că mi-a dat drumul la live și mi l-a închis. Nu vii să o mădă. Nu. Noi ne culcăm târziu și ne sculăm de vreme. Oare la cum e? Cătălin, o să-ți radu că nu ți-e somn. Nu te culci, Cătălin. Are și bine. Deja au intrat la cineva și i-au luat din curte. Da, păi și pe aici se întâmplă de alea. Tu ce crezi că eu de ce lăs camerele? Acum... Să pune oamenii că vin sărbătorile. Am uite o piune. Păi da. Lume. Peste tot. Tu l-ai, Doamne, dar pe unde-i dus la tău Cătălină, că e 12 și asundată. A și dus el la Maria aia, cum o cheamă, Mariana. Da, așa o băga silicon. Da, așa o băga. Da, păi la ce lucră la ora asta, Doamne, iartă-mă. S-a dus iar la DeLonghi? Nu, nu vrești. Da. Știam că a fost. A, fata e mare acum, normal. Nu mai încet, bine. Da, da. Ia, Doamne, tu, fratilor. No, bine, tu mereți tu și vă culcați tu. Hai, pa, noapte bună la toată lumea. Pa, pa. Noapte bună. Bună, Mari, noapte bună, Cătălină. Noapte bună, mami. Noapte bună. Noapte bună și vouă, mă duc și eu să-mi pun legumile să le videsc, să mă duc la somn. Noapte bună la toată lumea.